Bună ziua, stimați telespectatori! Bine ne-am regăsit la o nouă ediție, la o nouă dezbatere, Zootehnia Inteligentă, numai la agrointeligența, așa cum v-am obișnuit. Suntem mereu dedicați cunoașterii, informării și aducerii în prim plan a lucrurilor pe care vrem să le subliniem, care sunt de bună calitate și care pot deveni modele pentru noi toți. Astăzi suntem într-un cadru deosebit cu un invitat deosebit care vreau să-i mulțumesc pentru faptul că este astăzi cu noi domnul director Florinel Bârcă, directorul Agenției Naționale pentru Zootehnie, motorul politicilor din punct de vedere al implementării tuturor acestor demersuri pentru dumneavoastră, pentru cei care beneficiați de pe urma acestora și contribuiți la dezvoltarea sectorului zootehnic. Bună ziua domnule director! Bună ziua! Mulțumesc și eu pentru invitație aș vrea să le urez fermierilor un an nou. Cât mai bun, mai bun decât anul trecut, cu realizări mai multe și cu cât mai multe beneficii. Să dea din Dumnezeu. Acest sector destul de încercat. Să dea Dumnezeu că au nevoie toți cei care militează în acest sector. Domnule director, să intrăm de la în problematica zilei și am selectat pentru acest dialog cu dumneavoastră care sunt așteptările în acest an, obiectivele agenției pe care o conduceți? Și ce ne puteți spune? Eu mi-am propus anumite lucruri când am, de când am reprezentat această agenție și vreau să spun că pentru primul obiectiv pe care mi l-am stabilit eu de când am venit aici, zilele astea s-a și realizat. Adică am promis când am venit în cadrul agenției, sau mi-am propus să avem un eșantion pentru controlul uh, performanțelor de producție, pentru, de fapt pentru verificarea societăților de ameliorare care conduc uh, programe de ameliorare, să avem un eșantion care să fie reprezentativ pentru baza de date. Ce înseamnă reprezentativ? Să fie un eșantion extras după toate criteriile cunoscute de către noi, care să le respect, pe care le respectă, și pe care uh, zic eu că în momentul în care extras un eșantion, așa, și rezultatele controlului, fie bune, fie rele, oglinda asta va fi cea corectă, cu acuratețe extras. Zilele astea avem eșantionul, colegii mei din teritoriu astăzi sau mâine, mai precis mâine, vor primi eșantionul, vor purce la verificarea societăților de ameliorare, a exploatațiilor care fac parte din programele de ameliorare, conform procedurilor stabilite. Anul ăsta ne-am propus ca în fiecare an o instruire a inspectorilor care fac verificările pe fiecare procedură în parte. Anul trecut am reușit să facem o instruire rapid, fiindcă eu când am venit în agenție această activitate de control începuse și a trebuit să fac lucrurile din mers și îmi propun să fie un program de instruire care, în care inspectorii să înțeleagă ce au de făcut, să-și reamintească anumite lucruri și să, să, aibă linia pe care trebuie să o urmeze în respectarea procedurilor și a legislației în vigoare. Sunteți o persoană deschisă și mai ales recunoscut ca un lider acum care conduce această autoritate, această agenție, în contextul comunicării și relațiile cu asociațiile, Sublinez acest lucru, sunt la dumneavoastră la un nivel ridicat, la un nivel corespunzător. Cum vedeți, din punct de vedere al crescătorilor, la nevoile lor, la așteptările lor în acest context, mai ales tumultos, din toate punctele de vedere al anului 2023? Este agenția pe care dumneavoastră, împreună cu echipa dumneavoastră, că chiar aș vrea să sublinez acest lucru resursa umană pe care agenția o are astăzi. Cum vedeți din punctul acesta de vedere, mai ales pe contextul, așa cum spuneam, a unei bune comunicații pe care o aveți și a unei bune comunicări? Agenția nu trebuie să aibă doar un lider. Agenția trebuie să aibă la nivel central o echipă și o echipă lărgită în teritoriu. Eu așa o văd, fiindcă știm cu toții, nu suntem bătuți în cuie în funcțiile respective și în reprezentarea unei agenții. Și atunci, ca să lași amprenta mai mult, Trebuie să lucrezi în echipă. Așa am făcut și zilele astea. Deci, o echipă care să lucreze, o echipă care să înțeleagă exact care e linia agenției și care să o ducă mai departe. Eu am găsit acolo specialiști. Ceea ce fac acum este numai de a-i organiza și de a uh, trasa anumite linii pe care cu toții le vedem necesare și le vedem uh, ca o ieșire, și ca direcția pe care trebuie să meargă agenția. În relația cu fermierii, Așa este, trăim într-o societate în care în care imaginea contează și contează foarte mult. Degeaba încerci să trasezi niște linii dacă fermierii nu sunt informați. Nu știu ce urmează. Este mult mai ușor ca un om să înțeleagă și niște măsuri pe care nu le avantajează direct, Corect. dacă îi le-ai explicat și dacă ai putut să-l faci să le înțeleagă. În respectarea principiilor ameliorării, sigur, sunt fermieri care știu lucruri mai multe și le aplică corect și le aplică nu numai corect, sunt interesați de a-și aplica acele măsuri și sunt fermieri care le înțeleg mai, mai puțin. Mai puțin. E, pentru toți, principiile trebuie să fie aceleași și trebuie să. pe cei care nu înțeleg foarte bine să-i facem să înțeleagă lucrurile astea. Acum, cei drept? există o populație într-o într rasă, de exemplu, într-un nucleu. E, în nucleul ăsta, ca și într o sunt animale performante, animale mai puțin performante. Prin selecție încercăm să mergem pas cu pas mai departe. Deci eu cred că cum, uh, virgulă comunicarea cu fermierul, cu cei cu cărora trebuie să te adresezi, este foarte importantă în a merge nu numai pe perioada când Correct. sunt eu aici și pentru viitor. Ați spus uh, faptul că urmează, urmează o perioadă și când spuneți acest lucru, mai ales în contextul noului PNS acestui program național strategic pe care toată lumea l-a așteptat și astăzi observăm că el se promovează foarte mult în teritoriu în beneficiul potențialilor beneficiari. Din acest punct de vedere, zootehnia, și aici vă întreb în calitate de expert în afara faptului că sunteți și conducătorul acestei agenții, cum este văzută ca pondere în acest PNS și care ar fi așteptările din punct de vedere al atingerii obiectivelor pe care Ministerul, în speță dumneavoastră ca agenție de resort, le urmăriți, așa cum știu, aproape zilnic, ca să nu spun din oră în oră. Da, o să încep a vă spune că agricultura dintr-un stat nu poate să fie completă fără partea zootehnică. De ce? Simplu. Produci în cultura mare și o să vinzi materii prime și nu produse finit. Și din punct de vedere uh, al economiei, ai pierdut. Sau n-ai câștigat atât cât ar fi trebuit să câștigi. Corect. Cum este văzut în PNSE? Cum ați spus și dumneavoastră, există într-adevăr în țară acum, din partea conducerii Ministerului și a colegilor care s-au ocupat la Planul Național Strategic, prezentarea lui în teritoriu, fiindcă este foarte important ca fermierul să înțeleagă la ce are de a făcut și la ce se aștepte pentru viitor. Zootecnia în PNS deci are locul ei. Destul de important. Acum noi suntem cei care trebuie să o ducem mai departe. Vreau să vă spun așa. Toate măsurile, dar folosit toate măsurile în momentul de față de intervenție a statului în zootehnie, sunt legate de ameliorare. Și când spun că sunt legate de ameliorare, spun fiindcă așa a fost și fiindcă e o măsură pe care o susțin în momentul de față. De ce o susțin? România a intrat relativ târziu și a externalizat relativ târziu programele de ameliorare, conducerea uh, unor rase de către asociațiile de uh, fermieri. Și atunci, fermierii prezentau un interes mai mic. Cei care nu vedeau uh, rezultatul uh, venit imediat. Și atunci s-au legat aceste lucruri de către ameliorare și fiecare schemă care trebuie. Vorbim despre, de exemplu, de SCZ. Știți foarte bine, animalele care primesc sprijinul respectiv, trebuie să afle într-un registru genealogic. Atât timp cât la nivelul Ministerului, prin analizele care se fac, credem că este necesar lucrul ăsta. Mai târziu, probabil, se vor și alte decizii. Drept este că în PNSU, în Program Național Strategic, până în 2027, sunt cuprinse așa. Fermierii trebuie să se bazeze pe ceea ce au primit până acum, vor primi și în continuare, bineînțeles cu ajustări ale sumelor și uh, cu, poate cu mici condiții noi, pentru că trebuie clarificate de la angajament la angajament anumite lucruri. Dacă știm Corect. că în desfășurarea unei măsuri am avut unele probleme, ar trebui să le corectăm. Bineînțeles, și le anunțăm din timp fermieră ca să, știu, să știe despre ce este vorba. De de exact, exact despre ce este vorba respectivă. Eu îmi doresc ca verificările pe care le facem noi să fie făcute cu acuratețe, inclusiv în PNS. Știți că prin acord de delegare cu agenția verificăm și ești de la agenția de plăți. De ce? Pentru a avea, repet, pentru a avea oglinda clară a rezultatelor. Asta te ajută la nivel central să iei niște decizii sau deciziile pe care le-ai luat dacă au fost tocmai corecte, dacă nu le poți ajusta. Exact. Fiindcă nu poți să stai, să aștepți un an de zile, așa am decis de când am venit aici. Nu poți să aștepți un an de zile ca să văd rezultate control. Mă bazez pe ce am, corectez din mers. Când vine timpul o să iau și deciziile exact. corectate așa cum trebuie într-un într sistem. De ce ameliorare? Păi fiindcă fără ameliorare nu putem uh, avea generații mai bune în viitor. Dacă ne așteptăm ca în câțiva ani de zile să avem rezultate mari din ameliorare, ne mințim, ne, uh, este fals. Fiindcă practic și teoretic nu ai cum să ai rezultate decât prin pași mici cu fiecare generație în parte. Cum? Prin selecție? Făcută cu rigurozitate și ca să fac o selecție bună, în anul ăsta o să verificăm mai atent ceea ce înseamnă reproducție, activitatea de reproducție. Că dacă nu ai o reproducție clară da, și uh, o registră corecte, atunci ameliorarea așteaptă. Nu o să ai Corect. rezultate. Deci o să mă îndrept foarte atent către uh, activitatea de reproducție pentru a o gestiona mai bine în cadrul agenției și a avea rezultate mult mai bune decât până acum. Uh, cu o echipă la nivelul agenției o să verific ceea ce înseamnă înregistrările bazelor de date la, la societățile de ameliorare și îmi doresc ca anumite date să fie stocate și la nivelul agenției. Anumite date care sunt foarte importante pentru luarea unei decizii și pentru uh, a putea face noi niște uh, ajustări și acolo unde se, exact. se impun. Și avem ceva la agenție, avem un program care trebuie abdatat. Și cum, toate lucrurile merg, are ceva vârstă și trebuie abdatat și văzut cum s-a înregistrat. Uh. Spuneam de ce ameliorare. Fiindcă ameliorarea nu înseamnă numai obținerea acestor produse, înseamnă și genofondul raselor din România. Genofondul raselor din România, ca să înțelegem ce înseamnă, păi dacă am pierdut indivizii care fac parte din rasa respectivă, înapoi nu putem să mai scoatem sub nicio formă. Poate cu tehnici în viitor, din uh, mult mai. Uh, mai Costisitoare. Costisitoare sau mult poate mai... care nu ne gândim noi la momentul ăsta. Dar trebuie să spăstrate lucrurile astea. Și eu sunt de acord că trebuie spăstrate cu orice costuri din partea unui stat membru. Fiindcă nu trebuie să pierdute sub nicio formă. Uh, spuneam uh, la un moment dat că nu putem să avem rezultate. Păi da, ameliorarea înseamnă să faci pași mici cu fiecare generație în parte. Și ca să se înțeleagă foarte bine ce înseamnă uh, Acest ameliorare procedură. și ce rezultate s-au obținut până acum, eu nu spun că sunt wow rezultatele cele mai bune, dar sunt rezultate care sunt de necontestat. O să spun doar simplu, așa cum spunea și domnul ministru uh, chiar la sfârșitul anului trecut. Domnule, este simplu. România are în momentul de față o producție pe cap Medie pe cap de animal, dublă față decât anii 90, cu un efectiv la jumătate. Adică, în date clare, dacă în 90 aveam undeva la 3.000-3.500 de litri în medie, acum pe efectivele lucrate ne-am dus undeva către 8000. De litri pe cap de. Vorbesc de, la de, vaca, de, 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 vaca de lapte. De lapte. Bun. Spune și la o scădere. Pe, pe, pe efectivele lucrate, fiindcă media în România, în momentul de față, se duce spre 5.000. Deci, avem aici se vede da, clar unde, de unde am pornit și unde și, am ajuns. Și unde am ajuns. Și cu un efectiv în, Bun. În noi am lucrat până acum și lucrăm pe efectivele care sunt într-un într program de ameliorare. Rezultatele, la nivel al producției totale a României, se văd că atunci când diseminezi indivizii cu valoare de ameliorare mare în populația mare, fiindcă numai 40% la vaca de lapte sunt în registru genealogic, restul sunt în afara registrelor și aici cred eu că trebuie lucrat mai bine, de-aia și mă refer la uh, uh, o verificare mai atentă și o, o conducere mai atentă a reproducției în România. Fiindcă prin reproducție o să am indivizi în generația următoare mai buni și. Uh, asta înseamnă în rezultate. Vlasă. E exact. Și atunci încerc să merg, fac pasul următor în ameliorare în România. Ce nu avem noi în, în România și vreau neapărat să punctez aici sunt ferme mari. Avem, mă întrebați la un moment dat și de reproducători. Vorbeam un pic mai devreme da. de a intra despre ce rol au reproducătorii și mai ales cum stăm foarte noi important, ca stat membru România. Foarte important pentru a stabili nivelul unde te afli în ameliorare. Ce rol au? Deci, într-o populație care se află într-un program de ameliorare pentru a-ți arăta rezultatele, ce înseamnă o rasă? Înseamnă o populație închisă reproductiv. La Holstein, dar și spune Holstein la noi, nu mai spune bălțata cu negru românească, așa cum am văzut acum da, și de da. Este o populație închisă reproductiv, dar este la nivel, nu este numai a României. Da? E, în populația asta a României unde s-a lucrat, am vrea să vedem cât mai mulți reproducători care să meargă în populația mare, adică și în afara programului de ameliorare, și să arăți Ceea ce în 90 aveam la un moment dat, taurii româniști. Avem, dar într-un număr destul de mic, care să nu-mi permită mie să spun, uite, încă sunt la etapa asta. Eu cred că o să mai treacă un pic, poate un an, doi. E, societățile de ameliorare, cele care conduc e, programele, Regicele. au înțeles lucrurile astea. Am și vizitat anumite lucruri unde testează taurii, și în România, și în afară, și rezultatele o să le avem. Adică trebuie să aibă un program de testare a taurilor, să ai un program de alegere a mamelor de tauri, candidate, formă mame de tauri. Deci este un program complex, dar cu rezultate mai bune și îți permite ție să spui, uite aici mă aflu în ameliorare. Cu maximă interes am urmărit și sunt convins că și telespectatorii urmăresc acest lucru. Faptul că ați descris în amănunte o evoluție a, eu pot să-i spun, uneltei de lucru al dumneavoastră, că este această ameliorare cam așa o definim pe limbajul oamenilor, pe limbajul crescătorilor de animale. Vorbeați de reproducători. România, ca stat membru, atât cu drepturi cât și îndatoriri în această familie europeană, cum stăm noi? Unde suntem excedentari sau unde stăm bine ca reproducători și unde stăm mai puțin și unde dumneavoastră urmăriți sau cum le gestionați ca să, să menținem cel puțin și să. Continuăm consolidarea da. acestui sector? Sunt rase sau specii, și specii în care avem tot ce ne trebuie, și chiar dacă vreau să zic specii, mă refer la oaie, în care avem performanțe și suntem destul de bine văzuți și cotați și în afară. Mă refer aici din punct de vedere economic. Da, avem o carte deci, de vizită bună. Exact. E, nu poți să contezi în plan economic dacă tu, nu tehnic, ai. nu ai cu ce. E Înseamnă că. Mirgulă contăm și din punct de vedere tehnic. Avem reproducători pentru oaie. Reproducători uh, sunt pentru toate rasele. Ideea este că ar trebui să produci tu reproducători. La bovine în special avem reproducători importați. Fiindcă asta e, este o rasă care Absolut. se află pe mai multe țări și importăm. E, spuneam că ra următorul pas este să am cât mai mulți reproducători din statul membru este firesc să ai și reproducători în afară, reproducători cu valoare de ameliorare mai mare să aduci plus variantele să aduci progresul genetic da. dar pentru populația din țară reproducătorii pe taurine sunt mai puțini Decât fi dorit. participați la multe discuții și sunt convins cu uh, mare impact din punct de vedere al uh, sectorului zootehnic european, sunteți în uh, colaborări cu foarte multe agenții uh, similare dumneavoastră din statele membre, România cum se situează la nivel european pe acest palier? Imaginea contează așa cum am spus dar ca să ai imagine trebuie să ai și rezultate uh, eu cred că trebuie lucrat. La imaginea respectivă, fiindcă este ușor să murdărești cu ceva imaginea, Absolut. dar este greu de construit. Și trebuie arătat cu acuratețe ce se întâmplă în România, da? prin faptul că suntem recunoscuți pentru anumite rase și afară, din punct de vedere economic, și nu mă refer numai la oaie, mă refer și la angus, la, la Vaca de Carne. Iată că și acolo, chiar dacă este un o rasă venită din afară, a prins foarte bine la noi. Și, eu a, și Cât de curând și, cred că o să o avem de România sau cum să zic. Adică nu, e cu specificitate nu, nu, locală. Nu, nu, nu. Nu? Tehnic distanțele sunt mari. Haideți să mergem acolo unde trebuie da? să, facem, să facem ameliorare așa cum trebuie. Un obiectiv poate fi este acesta. Este bine ca acolo. Eu am vizitat și am fost în ședință în ședință. În, vizitat, în de întâlnirile acolo, pe care le aveți cu... și la evenimentele lor și ați văzut și dumneavoastră cum se desfășoară un program de ameliorare și activitățile de promovare ale uh, activității de acolo, ale reproducătorilor. Asta am văzut acolo, da? E, e un început, un început care ți arată ție că ai făcut pasul în față și care trebuie arătat prin intermediul și al dumneavoastră, chiar peste tot. L-ați arătat, eu am văzut că l-ați arătat. Eu îmi doresc mai multe evenimente de genul ăsta, nu în ideea de a avea evenimentul, în ideea de a-ți crea imaginea, de a arăta ce ai. Corect. Și unde nu ai, trebuie să recunoști că ești mai în urmă decât ceilalți să-ți faci temele exact cum trebuie și în perioada următoare să poți arăta că faci. Ai și deci noi avem și lucruri spontate. bune, avem și lucruri mai puțin bune, sunt conștient de lucrul ăsta, dar eu țin la imagine și dumneavoastră cei din media știți foarte bine ce înseamnă imaginea pentru un sector, în ideea de a promova lucrurile bune, de a arăta calea de urmat și acolo unde, așa cum am spus, acolo unde chiar ai niște probleme, să le recunoști și să încerci să, încerc să, să rezolvi problema respectiv. Un domeniu foarte important pentru politica Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Rurale, și aici știm foarte bine poziția domnului ministru, a dumneavoastră, ca conducător de sector, ca să zic cel care implementați programele și politicile. Vorbeați extraordinar și cu maximă atenție v-am ascultat despre ce înseamnă acest program de ameliorare la nivel național și urmărirea unor reproducători de înaltă valoare. Toate aceste lucruri, domnule director, aș vrea să vă întreb uh, uh, resursa umană pe care o aveți astăzi, componența acestei resurse umane sau mai bine zis competența de bază, oamenii, colegii dumneavoastră, cum vedeți din acest punct de vedere viitorul pentru că fără o resursă umană competentă, așa cum știți și în multe domenii, poate nu să zic să se uh, implementeze toate aceste rezultate fără Oamenii da. de rând și colegii dumneavoastră. Din acest punct de vedere aș vrea să vă întreb sunteți mulțumit? Sunteți să zic așa împlinit din punct de vedere al actualei și cum sunt să spun pregătite și cum sunt pregătiți cei care fac efectiv în teritoriu activitatea și mai ales resursa umană de viitor. Deschiderea Bun. pentru viitor. Întâi să spun unde se află agenția. da Nu face notă discordantă față de ceea ce se întâmplă nu numai în economia românească, în momentul de față, ci în economiile tuturor statelor membre. Se, vede, se observă clar că există o lipsă a specialiștilor în mai multe domenii, poate la noi în România mai puțin IT, da? în care sunt recunoscuți și recunoscuți pe plan mondial. Într-adevăr, este o lipsă de specialiști și uh, nu sunt eu măsură să, să văd cum se rezolvă această situație, dar în cadrul agenției suntem puțini, cei drept suntem puțini și cu o vârstă înaintată în cadrul agenției. Există de la nivelul guvernului transmisă o solicitare de a transforma posturi în posturi deputante. Și am făcut lucrul ăsta, atât cât mi-a permis, când mi a permis statul de funcții pe care îl avem noi. Mi mi-aș dori mai mulți angajați în cadrul agenției, mi-aș dori mai mulți tineri și am un plan lucrul ăsta, fiindcă dacă lângă o persoană cu experiență nu-i pui unul, doi tineri care să acumuleze din cunoștințele lor, să știți că ușor, ușor să pierd specialiști. Sunt oameni care, chiar zilele astea, sunt oameni care ies la pensie. Așa este. Unii vor să mai rămână, alții chiar nu vor să mai rămână. Este alegerea fiecăruia și după posibilitățile și după starea fizică. Dar am un plan lucrul ăsta, de a aduce cât mai mulți tineri în cadrul agenției. Sper să reușesc anul ăsta. da? Sper să reușesc, fiindcă uh, agenția trebuie să lucreze și, pe, și, și cu tineri, mai ales că au entuziasm, au dorința, sunt ca o sugativ, au dorința de a cunoaște mai mult. Eu știu că și eu am fost tânăr în la meu și aveam dorința de a învăța. E așa, așa mă aștept să aibă și cei care vin în sector. Și eu le-am spus odată colegilor mei mai în vârstă. Zi? în momentul când ai un tânăr lângă tine, încearcă să-l înveți ce știi tu. Și vă spun că acel tânăr vă va pomeni toată viața lui. N-ați văzut? În momentul când ai avut un profesor, ți-l amintești întotdeauna în viața ta. Mai puțin un medic care te tratează la sfârșitul vieții când da. ești mai... Dar un ce profesor este întotdeauna, întotdeauna... E, așa o să fiți și voi pomeniți de către cei care învățați. Să nu aveți nicio reticență în a învăța un tânăr, fiindcă acel tânăr nu vă va lua. Va fi o mișcare firească în funcție de, de vârsta pe foarte care o fiecare. Frumos, foarte frumos spus, mai ales în, în această conjunctură în care dacă nu avem modele și dacă nu avem linii drepte pe care să le urmăm de la o generație la alta, categorică lucrurile pot evolua într-un sens pe care nu ne-l dorim. Este important și am ținut să sublinez acest lucru, să, să vă întreb despre această componentă pe care, într-adevăr, trebuie să o continuați și să o aveți în vedere pentru bunul mers, pentru că umblăm mult în țară și mergem și discutăm cu beneficiari, fermieri, crescători de animale, cât de importantă este continuarea, continuitatea în programe și continuitatea în abordări pentru a nu se pierde acest cult al creșterii animalelor. Eu aș vrea în încheiere, domnule director, să vă întreb așa din experiența dumneavoastră și ca o încununare a faptului că totdeauna sunteți deschis spre a dialoga și spre a ține legătura efectiv cu beneficiarii, cu fermierii, cu crescătorii. Cum vedeți viitorul zootehniei românești, atât dumneavoastră ca omul specialistul Florinel Bârcă, cât și ca directorul Florinel Bărcă al Agenției Naționale pentru Zootehnie, din două puncte de vedere. Eu n-aș putea să am două păreri diferite. În momentul când reprezinți, printr-o funcție publică, o agenție, da? un domeniu, atunci părerea ta trebuie să fie aceeași cu cea a agenției. Altfel, nu o să ajungi la niciun rezultat. Vreau să vă spun că dacă programele pe care le pregătești, indiferent cine a fost înainte, cine va urma după mine în cadrul conducerei unei agenții respective, dacă sunt continuate de, de către ceilalți și dacă sunt lăsate colectivului care a lucrat la el, atunci lucruri vor merge foarte bine. De ce zic foarte bine? Vedeți, spunem acum în momentul de față că agricultura și totecnia este într-un un impas, se duce greu. Ei, întotdeauna după o perioadă grea începe regenerarea și va veni o perioadă mai bună. Dacă știi să maximizezi Așa este. acea perioadă, poți urca trepte mai sus și față de Cirlari și statele membre. Dacă în perioada aia de creștere, eu văd, cel puțin începând cu anul ăsta, o perioadă de creștere, o să vedeți. Nu o maximizezi, ai pierdut startul în, în competiția respectivă. Deci, sunt de părere că viața noastră este ciclică, da. după perioada asta rea, trebuie să urmeze și o perioadă mai bună și încerc să maximizez lucrurile astea, lăsând colegilor mei Lucrez în colectiv, de, tot, de fiecare dată, în comisie. Adică gândim toți. Am semnalat acest lucru și îl apreciez și e un lucru de toți, extraordinar. Gândim toți, trasăm direcția, mai rămâne un singur lucru. Ca și fermierii să înțeleagă lucrurile astea. Adică fermierul trebuie să înțeleagă că sunt, uh, sunt acțiuni pe care le facem noi și sunt uh, decizii pe care le luăm, care poate nu îi mulțumesc în momentul respectiv. Numai că sunt de Există un principiu în gestionarea unei baze de date. Ca să ai o, o recunoaștere a activităților, a activității desfășurate să o recunoască orice organism din afara agenției, să fie credibilă, să fie recunoscută de către toți, atunci acel sistem trebuie verificat și să ai rezultate obținute cu acuratețe. Chiar dacă ele în anumite poziții trebuie să sancționeze ceva sau trebuie să dea de toate. Al cuiva. În momentul ăla, fermierul trebuie să înțeleagă, i-aș transmite așa, urmați linia agenției și nu veți avea niciodată probleme în privința fondurilor și în privința activității dumneavoastră a rezultatelor. Dacă încercăm să spunem e mai bine să nu fiu verificat și să obțin lucrurile mai ușor, lucrurile nu se obțin niciodată ușor. Se obțin prin muncă și munca aia trebuie arătată de către dumneavoastră, adică trebuie promovat. Da, la acest lucru să știți contribuim, la noi la zootehnia inteligentă urșile sunt deschise, totdeauna suntem deschiși spre a aborda și spre a cunoaște în beneficiul fermierilor, în beneficiul celor care sunt implicați în acest sector. Mulțumesc mult domnule director pentru timpul alocat și pentru faptul că ați subliniat multe lucruri și multe noutăți ne-ați adus la început de an. Ca de fiecare dată, stimați telespectatori, țineți aproape zootehnia inteligentă, numai la agrointeligența, pe un principiu foarte clar. Ce nu vezi clar, obții rar. De aceea, totdeauna vă vom pune în față cu ceea ce înseamnă performanța și cu ceea ce înseamnă bunul mers al sectorului zootehnic. Până data viitoare, sunt Radu Antohe și vă urez numai gânduri bune și Doamne ajută!